făcut și bostanul. Adăugăm două banane. Facem un pireu, le zdrobim bine. Eu folosesc aceeași pahar de 125 de grame. Voi adăuga zahărul. Amestecăm bine. Apă minerală. Și adăugăm și 250 de grame de griș. Un pahar de ulei. Continuăm să amestecăm. Un fir de sare, o esență de rom. Am pregătit și 250 de grame de făină. Un pliculeț de praf de copt. Amestecăm puțin. Și ne adăugăm un aluat peptat. Îl lăsăm vreo 10 minute. Aici am un kilogram de bostan dat pe răzătoare. Adaug și o cană de zahăr. Una de ulei. Cam 150 de mililitri, 150 de grame. O linguriță de coajă de portocală sau de lămâie. O linguriță de scorțișoară. Amestecăm și voi prăji un pic bostanul. 15 minute. Într-o tigaie. Voi adăuga o jumătate din compoziție în tavă. Voi întinde. Adăugăm și bostanul. Îl întindem. Restul aluatului îl voi întinde. Voi tăia fâșii. Și voi pune deasupra. O vom pune la cuptor 40 de minute. Prăjitura este gata. Voi pune un pic de zahăr pudră deasupra. O voi scoate din tavă. Aștept comentarii să-mi spuneți dacă ați încercat.